There are many promises that God has given us in Scripture. Sunt multe promisiuni pe care Dumnezeu ni le-a dat în Biblie. And especially in the New Testament. Mai ales în Noul Testament. And we must see these promises like bank checks that God has given us. Și trebuie să privim aceste promisiuni ca și cecuri bancare pe care Dumnezeu ni le-a dat. If somebody sent you a check for a few thousand euros. Dacă ai primit de la cineva un cec în valoare de câteva mii de euro, you would not keep it at home even for one day. Nu l-ai ține acasă nici măcar o zi. You would take it to the bank immediately. Și l-ai duce imediat la bancă. If you keep it at home, pentru că dacă îl ții acasă, you get nothing. Nu primești nimic. And everybody knows that. Toată lumea știe lucrul ăsta. But if you take it to the bank, you can cash it and make use of the money. Dar dacă îl duci la bancă, pe cecul acela vei primi bani pe care poți să-i folosești. The promises of Scripture are like that. Așa sunt promisiunile Bibliei. And there are so many of them. Și sunt atât de multe. There are about 7,000 promises in Scripture. Vreo 7,000 de promisiuni în Biblie. How many of them have you claimed for yourself? Câte din acestea ai cerut tu pentru tine însuți? The reason why some people's lives are spiritually richer than other people's. Motivul pentru care viețile spirituale ale unor oameni sunt mai bogate decât ale altora. It's not because they are better than you. Nu este pentru că ei ar fi mai buni decât tine. It's because they have taken these promises to God in Jesus' name and claimed it. Ci pentru că acești oameni iau aceste promisiuni înaintea lui Dumnezeu în numele lui Isus și le cer. See 2 Corinthians in chapter 1. 2 Corinteni capitolul 1. 2 Corinthians in chapter 1 and verse 20. Versetul 20. This is a verse that all of you must know. Un verset pe care toți trebuie să-l cunoașteți. Here it tells us about the promises of God. Aici ne spune despre promisiunile lui Dumnezeu. And it says all the promises of God, as many as there are in Christ, they are yes. Spune că păgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în el sunt da. That means every promise is like a check which Jesus Christ has signed. Asta înseamnă că fiecare promisiune este ca un cec semnat de Domnul Isus. All the promises of God. Toate promisiunile lui Dumnezeu. Jesus Christ has signed them. Iisus Hristos le-a semnat. And given it to you in the scripture. Și ți-au fost date ție prin Biblie. It's a wonderful thing that you can read and you've got the Bible in your language. E un lucru minunat că ai Biblia în carte în limba ta și poți să o citești. You don't realize what a great privilege that is. Nu-ți dai seama ce privilegiu mare este. There are many languages in India which they don't have a Bible. Sunt multe limbi în India care nu au limba, care nu au o Biblie tradusă. Can you imagine what your life would have been like if you didn't have a Bible in your language? Îți imaginezi cum ar fi viața ta dacă n-ai avea o Biblie tradusă în limba ta? God has blessed us tremendously by giving us the scripture in our own language. Dumnezeu ne-a binecuvântat atât de mult dându-ne Biblia în limba noastră. How do you show that you value that gift? Cum arăți că valorezi, că pui accent pe acest dar? That you value God has given you this gift of the Bible in your own language. Darul acesta al Bibliei în limba ta. There is only one way by which you can show that you can value it. Există un singur mod în care poți să prețuiești acest dar. And that is by reading it. Și anume citindu-l. Meditating on it. Meditând la el. Believing the promises. Crezând promisiunile din. And obeying the commandments. Și ascultând poruncile. Your life will be very stable. Viața ta va fi foarte echilibrată, stabilă. Claim the promises and obey the commandments. Dacă vei cere promisiunile, le vei pretinde și vei asculta poruncile. There are commandments and promises. Sunt în Biblie porunci și promisiuni. Yeah. They're like the two legs we stand on. Ca și cele două picioare pe care stăm. It's very difficult to stand only on one leg. Foarte greu să stai într-un picior. God has given us two legs. De aceea Dumnezeu ne-a dat două. And scripture is like that. Așa e și Biblia. There are promises, there are commandments. Promisiuni și sunt porunci. And we need both of them. Avem nevoie de amândouă. And we need to claim the promises like cashing the check in a bank. Și trebuie să pretindem aceste promisiuni ca și cum am merge cu cecul la bancă. And then we have strength to keep the commandments. Și apoi o să avem putere ca să ținem poruncile. Then our life becomes stable. Atunci viața noastră va deveni stabilă. Then we can grow spiritually. Și putem crește spiritual. But if you don't know the commandments, dar dacă nu cunoști poruncile, you don't know the promises, și nu știi promisiunile, you will always be a spiritual baby. Întotdeauna vei rămâne un prunc spiritual. You may have life, but you won't grow.
Poate vei avea viața, doar tot un bebeluș vei rămâne. And the great tragedy in many churches is that people have not grown spiritually. Marea dramă a multor biserici este că oamenii nu se maturizează spiritual. And one of the main reasons is they don't know the promises. Unul dintre motive este că nu cunosc promisiunile din Biblie. Or they read it, but they don't claim it. Sau le citesc, dar nu le cer de la Dumnezeu. So let's look at this verse again. Deci haideți să ne uităm din nou la acest verset. 2 Corinthians 1:20. 2 Corinteni 1:20. Every promise in Christ has been signed by Him, saying, "Yes, it's for you." Făgăduințele lui Dumnezeu, toate în El sunt da. Now, I don't know how you cash a check here in Romania. We don't quite use checks. You don't use checks? Not too much. Nu știu cum încasați un cec aici în România. Okay, we're talking about 50 years ago. Okay. But in India, we use a lot of checks. În India folosim foarte multe cecuri. A lot of his now money is transferred from bank to bank without checks. Mulți bani sunt transferați din cont în cont, prin cont prin cec. In India, when you have a check, dar în India când ai un cec, it's signed by the person who sent it to you on the cecul trebuie semnat de cel care îl trimite, altfel nu are nicio valoare. When we take it to the bank, poate fi dus la bancă. We have to sign on the back. Și tu trebuie să semnezi pe spatele lui și să iei banii care. So what it says here is that you must say amen to that promise. Deci spune aici că tu trebuie să spui acestor promisiuni amin. If you don't say amen to that promise, you don't get it. Dacă nu spui amin acelei promisiuni, nu primești. So that is how we can make it ours. Deci în felul ăsta promisiunea asta poate fi a noastră. Jesus says this is for you. Când Iisus spune e pentru tine, you say amen. Tu spui amin. Do you know the meaning of amen? Știi ce înseamnă amin? Many people don't know the meaning of it. Mulți nu știu ce înseamnă amin. They think it just means the prayer is ended. Cred că înseamnă încheierea rugăciunii, amin. No, it's more than that. Dar nu e numai asta. Amen means it's a Hebrew word, it's not Greek, it's not English or Romanian. Cuvântul amin nu e nici din engleză, nici din română, e un cuvânt it's a Hebrew word. Evresc. And it means care înseamnă it will be so. Așa va fi. It's like putting your signature and saying that is for me. Ca și cum ai semnat cecul și spune așa va fi pentru so mine. So you take a promise. Deci ia promisiunea. Take it before God in the name of Jesus Christ. Du-o înaintea lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos. And say, that is for me. Și spune promisiunea asta e pentru amen. Mine. Amen. It will be so. Amin. Așa va fi. If you don't say that, dacă nu spui asta, you don't get it. Nu primești. So let me show you one of these promises. Dați-mi voie să vă prezint una dintre aceste promisiuni. In Matthew chapter 11. În Matei 11. Verse 28. 28. Matthew 11:28. Matei 11:28. Jesus said. Iisus a zis. Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. What is the opposite of rest? Care este opusul odihnei? That is turmoil. Îngrijorare. Anxiety, probleme, and fear, frică. Jesus doesn't want us to live like. Iisus nu vrea să trăim așa. The Bible says that the wicked are like the troubled sea. Biblia spune că cei răi sunt ca mările învolburate. But Jesus wants to bring us to rest. Dar Iisus vrea să ne aducă la odihnă. He wants our life to be at rest every day of the week. Vrea ca viața noastră să fie în odihnă în fiecare zi. This is very, very important. E foarte important. See the next verse. Uitați următorul verset. Matthew 11:29. 29. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you shall find rest for your soul. Luați jugul meu asupra voastră și învățați la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. He speaks about rest. Cui vorbește despre odihnă? He wants us to have this inner rest all the time. El vrea ca noi să avem această odihnă interioară tot timpul. If you look in the Old Testament, dacă veți privi în Vechiul Testament, one of the great commandments, una dintre cele mai mari porunci, God gave Israel, pe care Dumnezeu le-a dat lui Israel, was the Sabbath. Sabatul. In the Ten Commandments, în cele 10 porunci, the fourth commandment was you must rest on the seventh day. A patra poruncă era să te odihnești în ziua de odihnă. See Exodus chapter 20. Exodul 20. 6 days, verse 9. Versetul 9. Exodus 20, verse 9. 6 days you labor and all do all your work. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci treaba. Verse 10. Și în 10. The seventh day is a Sabbath of rest for the Lord your God. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului. Now many people ask us this question. Mulți oameni ne pun întrebarea aceasta. Out of all the Ten Commandments, din toate cele 10 porunci, why don't we keep the Sabbath? De ce nu păstrăm sabatul? Why only the other 9 commandments? De ce mai păstrăm doar cele 9 porunci? There's a reason for that. Există un motiv. If you turn to Exodus 31. Dacă deschideți în Exodul 31. The Lord told Moses. Domnul i-a zis lui Moise. Exodus 31 verse 13. În versetul 13.
Tell the sons of Israel. Vorbește copiilor lui Israel. You must surely observe my Sabbath. Să nu cumva să nu ține sabatele mele. Now listen to this. Ascultați. This is a sign between me and you Israelite generations. Căci acesta va fi un semn între mine și voi și urmașii voștri. It's a sign between God and the Israeli people. Sabatul este un semn între Dumnezeu și poporul israelit. I don't keep it because I'm not an Israelite. Eu nu păstrez sabatul pentru că eu nu sunt din Israel. It's a sign between God and Israel through the generations. Și sabatul este un semn între Dumnezeu și Israel și urmașii lor. I'm a Christian. Eu sunt creștin. But God made this sign between him and the Israelites. Dar Dumnezeu a făcut sabatul un semn între el și Israel. And verse 14. Și versetul 14. Therefore you must keep the Sabbath because it is holy. Să țineți sabatul că cel va fi pentru voi sfânt. And verse 16. Și în 16. Therefore the sons of Israel must observe the Sabbath. Copiii lui Israel să păzească sabatul. In their generations. În generațiile lor și urmașii lor. It's a perpetual covenant. Ca un legământ continuu. And again the Lord repeats it. Și din nou Domnul repetă. Verse 17. În 17. It is not a sign between me and all the people in the world. It's a sign between me and the sons of Israel. Acesta nu este un semn între mine și tot restul lumii, ci este un semn între mine și copiii lui Israel, un semn veșnic. The word of God is very exact. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte exact. It is a sign between God and the sons of Israel. Sabatul este un semn între Dumnezeu și Israel. But it had a meaning. Dar a avut o însemnătate. It was one day they were to keep holy unto the Lord. A fost o zi pe care să o țină sfântă pentru Domnul. Now when you come to the New Testament, dar când venim în Noul Testament, see what the Lord says through the Holy Spirit to us Christians. Iată ce ne spune Domnul prin Duhul Sfânt nouă creștinilor. Let's turn to Colossians chapter 2. Să deschidem la Coloseni 2. Colossians 2 and verse 16. Coloseni 2 cu 16. It says, don't let anyone judge you concerning the festival or a new moon or a Sabbath day. Colossians 2, verse 16. Coloseni 2, 16. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la sabat. There are some Christian groups who say, you must not work on Saturday. Sunt anumite grupuri creștine care spun nu trebuie să lucrezi you must keep de sabat, that Sabbath. Ci să ții sabatul. They don't read that it is a sign between God and the Israelites. Și oamenii aceștia omit să vadă că sabatul e un semn între Dumnezeu și Israel. This even in the first century Paul had to write to the Colossians. Și până în primul secol Dumnezeu a trebuit să le scrie colosenilor. Don't let someone judge you saying why aren't you keeping the Sabbath. Nu lăsați pe alții să vă judece de ce nu ține sabatul. Because it says in verse 17. Pentru că spune în versetul 17. That was only a shadow. Că sabatul a fost o umbră a lucrurilor viitoare. The Sabbath was a shadow. O umbră. Now we have the substance in Christ. Acum avem esența, trupul în Hristos. You know, if you see a man standing here, dacă vezi un om stând aici, and you see a shadow, și vezi umbra lui lângă, the shadow is the same shape as the man. Umbra lui va avea aceeași formă cu omul. But the shadow is not the man. Dar umbra nu e omul. The reality of the Sabbath is in Christ. Realitatea sabatului, a umbrei, este Hristos. Before Christ came, înainte să vină Hristos, the shadow. Era o umbră. Or you could say, today we could say instead of shadow, a photograph. Sau azi am putea spune în locul unei umbre era o fotografie. Now, the photograph is not the person. Acum o fotografie nu este o persoană. When you don't have the person, you look at the photograph. Dar când nu ai o persoană la care să te uiți, te uiți la poză. I mean, if you are traveling away from home. Dacă tu călătorești departe de casă. You may take your wife's photograph with you. Normal ar fi să iei soția, poza soției cu tine. Because you like to look at her face when you're away from home. Pentru că îți place să te uiți la fața ei când ești departe de casă. I keep my wife's photograph with me. Și eu duc poza soției cu mine. But when I'm at home, dar când sunt acasă, if I embrace the photograph instead of my wife, dacă mi-aș îmbrățișa poza și nu nevasta, why do you have to look at the photograph when your wife is there? De ce să mă uiți la poză când soția e lângă tine? Why do you have to keep the Sabbath when Jesus is there? De ce să mai ții sabatul când Iisus e acolo? Jesus is the reality of what Sabbath was a shadow. Iisus este realitatea a ceea ce reprezenta umbra. And that is the rest that Jesus said I will give you. Și aceasta este odihna pe care Iisus spunea că ne-o va da. So that Sabbath was a picture of what Jesus said, come to me, I will give you rest. Sabatul era ceea ce spunea Iisus, veniți la mine și eu vă dau odihnă. And that's an inward thing. Un lucru interior. Now how many days should I have rest in my heart?
Câte zile ar trebui să am eu odihnă în inima mea? In the Old Testament it was one day in seven. În Vechiul Testament trebuia să se odihnească o singură zi de sabat. One day was holy to the Lord. O singură zi era sfântă pentru Domnul. Today? Astăzi? Which day is holy? Care zi e sfântă? Sunday? Duminica? Or Saturday? Sau sâmbătă? Somebody once asked me. Cineva m-a întrebat odată. Brother Zach, what is the difference between your church and other churches? Frate Zach, care e diferența în India dintre bisericile tale și alte biserici? I said our church is not better than other churches. Și am spus bisericile mele nu sunt mai bune decât celelalte. That is for God to judge. Dumnezeu va judeca, el știe. I never compare my church with other churches. Niciodată nu compar biserica cu altele. Because if I start comparing my church with other churches, pentru că dacă aș începe să compar biserica mea cu altele, I'll be like the Pharisee who says, Lord, I thank you that I'm not like other people. Aș fi ca fariseul care spunea, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. I don't want to do that. Și nu vreau să fac lucrul ăsta. And there are hypocrites in our church like in every church in the world. Și așa cum în alte biserici sunt, și în biserica noastră sunt ipocriți. But I said there's one big difference. Dar este o mare diferență. In many churches, în multe biserici, the most important day is Sunday. Cea mai importantă zi este duminică. That day they come and they sing and they listen to a message and that's a wonderful day. Duminica vin la biserică, frații cântă, ascultă o predică bună, o zi minunată. In our church, la noi la biserică, the important day is Monday. Cea mai importantă zi este lunea. And Tuesday. Și marțea. And Wednesday. Și miercurea. And Thursday. Și joia. And Friday. Și vinerea. And Saturday. Și sâmbătă. And Sunday. Și duminică. In other words, cu alte cuvinte, it's not how well you can sing on Sunday. Nu contează cât de bine cânți duminica. But how well you can live at home on Monday. Și cum trăiești tu acasă lunea. And how you behave in your office and factory on Tuesday and Wednesday. Și cum te comporți la lucru și în birou și la fabrică marțea. That is more important for us. Asta contează mai mult pentru noi. How well you sing or preach or de do other things. Față de cât Sunday. De bine cânți sau predici sau faci tot felul de lucruri în biserică. So we don't make great importance to we must have good music. Deci noi nu punem în biserica noastră mare accent să avem muzică bună. Is good. E bună muzica bună. But I know in a lot of our villages in India people are not rich enough to study music. Dar știu că în multe dintre bisericile noastre din India la sate, oamenii n-au bani ca să își permită să studieze muzică. So poor. Pentru că sunt atât de săraci. They cannot read music. Nu pot nici măcar să citească muzică. They're too poor to afford any musical instruments. Nu-și permit să cumpere instrumente. So you know the musical instruments many of our people use in our villages? Știți care sunt instrumentele pe care le folosesc mulți la noi la sat? The hands. Mâinile. The clap. Ba din palmă. That is their musical instrument. Asta este tot ce își permit. So important thing is not how well we can clap or sing. Deci important nu e cum știm să batem din palme sau să cântăm. Important is how do you live every day. Important e cum trăim în fiecare zi. Now music is good if you can afford it and muzica you can sing. Muzica e bună dacă ți-o permiți și poți să studiezi, e bună. I like good music. Și mie îmi place muzica bună. But it's not the most important thing for me. Dar nu e cel mai important lucru pentru mine. Because my poor brothers and sisters in the villages can't sing. Pentru că frații mei săraci de la sate nu știu să cânte. But they can live. Dar pot trăi. And that's what Jesus looks at. Și asta caută Isus. Whether we live like he taught us to live. Dacă trăim așa cum ne-a învățat să trăim. Whether we can love one another. Dacă ne iubim unul pe altul. That is much more important. Asta e mult mai important. And whether our heart is at rest. Și vede dacă avem odihnă în inimă. So I say, deci eu spun, for me, pentru mine, every day is a Sabbath. Fiecare zi e un sabat. I have Sabbath on Saturday. Eu am sabat sâmbătă. I have Sabbath on Sunday. Am sabat duminică. I have Sabbath on Monday. Am sabat și luni și marți. Because every day is a holy day for me. Pentru că fiecare zi este pentru mine o zi sfântă. That is the new covenant. Și ăsta e noul legământ. You know, just like in the old covenant. Exact ca în Vechiul Testament. The Lord told the Israelites. Că Domnul le-a spus evreilor. Your firstborn son must be dedicated to God. Fiul tău întâi născut trebuie să fie dedicat lui Dumnezeu. I mean, if your firstborn is a daughter, then you don't give her. Acum, dacă fiul tău, adică primul tău născut era o fată, nu-i nevoie. If the second is a daughter, you don't give her. Și dacă a doua e tot fată, nu-i nevoie. Then you have a son. Dar dacă ți-e naște un fiu, that's your firstborn son. Adică primul tău născut fiul, you give that to the Lord. Trebuie dedicat Domnului. The reason was, motivul era, because many years earlier in Israel, in Egypt, all the firstborn sons were killed. Că mulți ani în urmă în Egipt, primii născuți au fost omorâți. In Egypt. În Egipt. But the Israeli firstborn sons were saved because they put the blood outside. Dar primii născuți ai lui Israel au fost mântuiți pentru că au pus sângele pe uși. So the Lord told them. Deci Domnul le-a spus. Your firstborn son should also have died. Și primii voștri născuți ar fi trebuit să moară. But because you put the blood on the door. Dar pentru că ați pus sângele pe uși. Your firstborn son was saved. Primul născut băiat a fost salvat. So you must dedicate your firstborn son. Așa că trebuie să vă dedicați primul băiat născut mie. But in the new covenant.
Dar în Noul Testament, there is no difference between son and daughter. Nu mai există diferență între fiu și fiică. And there is no difference between firstborn or lastborn. Și nu mai există diferență între primul și al doilea și ultimul născut. So they gave only one son to the Lord. Ei dădeau doar un primul fiu Domnului. What about us? Dar noi cum facem? We give all our children to the Lord. Noi dăm pe toți copiii noștri Domnului. You see, whatever was only partial in the old covenant is total in the new covenant. Vedeți, tot ce era doar parțial în Vechiul Testament, în Noul Testament este total. They gave one son, we give all our children. Ei dădeau doar pe primul fiu, noi dădem toți copiii. They kept one day holy, we keep seven days holy. Ei țineau doar o zi sfântă, noi le ținem pe toate sfinte. They gave 10% to God. În Vechiul Testament dădeau 10% Domnului. What are we to give? Noi ce facem astăzi? 100%. 100%. When I say 100%, I'm not saying you must take all your money and put it in când the offering box. Când spun 100%, nu spun că trebuie să ții tot salariul să-l pui la colectă. I'm saying that when you get your salary. Ci spun că atunci când iei salariul. I used to work in the Navy and when I got my salary. Eu lucram în armată, în marină și când primeam salariul. The Lord said to me. Domnul îmi spunea. All of that belongs to me. Tot salariul tău mi-aparține mie. You must ask me how to use it. Și tu trebuie să mă întrebi pe mine cum să-l folosesc. So I never believed that only 10% of my salary was God. Deci eu nu cred că doar 10% din salariul lui Dumnezeu. That is Old Testament. Asta era Vechiul Testament, o lege. It's like you know, if when you get married, supposing your wife says 10% of my life is yours. Este ca și când te căsătorești și soția ți-ar spune, știi, doar 10% din mine ți aparține. 90% I give to somebody else. Și 90% o să o dau altuia. Will you marry a woman like that? Tu te-ai căsătorit cu o asemenea femeie? No. You married, you say 100% of you is me. Spune 100% e a meu. And we are the bride of Christ. Și noi suntem mireasa lui Hristos. So I say, Lord, everything I have is yours. Unii spun, Doamne, tot ce am e al tău. Tell me how to use it. Spune-mi cum să-l folosesc. The Lord may say, you can spend it on a house and money and food and clothing and all that. Și Domnul va spune să folosești o parte din bani să cumperi o casă sau mâncare. Everything for the glory of God. Tot ce facem este pentru slava Domnului. So there's a big difference between Old Covenant and New Covenant. Deci o mare diferență dintre Vechiul și Noul Testament. In the Old Covenant it was only a portion of everything. În Vechiul Legământ era doar o parte din orice. So in Hebrews, deci în Evrei, chapter 4, capitolul 4, the Sabbath is explained a little more to us. Sabatul ne este explicat puțin word that Jesus spoke, come to me and I will give you rest. Cuvântul acesta care a zis Iisus, veniți la mine și eu vă dau odihnă. Now I'll tell you why I speak about this. Vă spun de ce vorbește despre asta. Because as I moved around Christians around the world. Pentru că eu călătorind așa de mult între creștini în întreaga lume. I've seen this so much of unrest in the minds of Christians. Am văzut atâta neliniște în mințile creștinilor. So much of tension in the mind. Atâta tensiune în mințile lor. They can't sleep properly at night. Nu pot nici dormi noaptea. So much anxiety. Atâta neliniște. So much fear. Atâta frică. So much tension between people. Atâta tensiune între oameni. That is the opposite of rest. Asta este opusul odihnei. So much of tension between husband and wife. De ce sunt atâtea tensiuni între soț și soție? Because there's no rest. Și n-au odihnă. There is no Sabbath between the husband and n-au wife. N-au sabat acolo între soț și soție. It's no use just stopping working on Saturday. N-are niciun rost să nu mai lucrezi sâmbătă. That's sâmbătă. Not the Sabbath, real Sabbath. Nu asta e adevăratul sabat. That was only a shadow. Asta era doar o umbră. The real Sabbath is the rest that God brings between people. Adevăratul sabat este acela pe care Dumnezeu îl aduce ca liniște între oameni. In every church you find tension between people. În fiecare biserică vei găsi tensiuni între oameni. There's no rest. Și n-au pace. They haven't understood the Sabbath. Pentru că nu înțeleg sabatul. Jesus has come to me, I will give you rest. Iisus a spus, eu vă voi da odihnă dacă veniți la mine. Hebrews chapter 4. Și în Evrei 4. It says in verse 1. Versetul 1 spune, let us fear lest a promise of entering his rest has been given to us and we come short of it. Să luăm seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, nici unul să nu se trezească venit prea târziu. There is a rest that God has promised us and we might miss it, he says. Spune aici cu alte cuvinte că Dumnezeu ne-a pregătit o odihnă, dar noi s-ar putea să ajungem prea târziu. And we should be afraid. Și a trebuit să ne temem. Lord, you want me to have a life of complete rest. Doamne, tu vrei să trăiesc o viață de odihnă completă. Now I'll tell you when I was born again. Când eu am fost născut din nou. 53 years ago. Adică acum 53 de ani. I did not come to rest. Eu n-aveam pace. Because nobody taught me how I can enter this Sabbath rest. Pentru că nu m-a învățat nimeni cum să intru în odihna sabatică. And nobody taught me this verse. Și nimeni nu m-a învățat din versetul acesta. I read it, but I was a young spiritual baby. I didn't understand it. Îl citeam, dar fiind un bebeluș spiritual, nu-l înțelegeam. And then he speaks about the seventh day here in verse 4. Apoi în versetul 4 vorbește despre ziua a șaptea. He's explaining. Și explică. Someone has, it is thus said somewhere concerning the seventh day.
În versetul 4, verse 4, într-un loc a zis cineva, Hebrews 4, verse 4. Despre ziua șaptea. And God rested on the seventh day from all his works. Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările lui. So he's telling us what the Sabbath rest means for us. Deci ne spune ce înseamnă odihna sabatică and pentru noi. And again in this passage, verse 5, they shall not enter my rest. Și aici este zis iarăși, nu vor intra în odihna mea. That is a quotation from Psalm 95, verse 11. Aici este un citat din Psalmul 95. They shall not enter my rest. Nu vor intra în odihna mea. And then he says, și apoi zice, it remains for some to enter into this rest. Dar fiindcă rămâne să intre unii în odihna aceasta. And then in verse 9. În versetul 9 apoi. There remains therefore a Sabbath rest for the people of God. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. There remains a Sabbath rest for you and me. Rămâne o odihnă ca cea de sabat pentru tine și pentru mine. And I'll tell you, most Christians have not entered into that rest. Și vă spun că cei mai mulți credincioși nu au intrat în această odihnă. You know what that rest means? What is the meaning of that rest? Știți ce înseamnă cuvântul acesta odihnă? It means a life without any guilt. O viață fără vină. A life without tension in the mind. O viață fără tensiune la nivelul minții. A life without anxiety about the future. O viață trăită fără îngrijorări despre viitor. A life without conflict between husband and wife. O viață fără conflicte între soți. Without conflict between brothers and sisters. Fără conflicte între frați și surori. You can't say there's rest in a house when there's shouting and yelling going on. Nu poți să spui că e odihnă într-o casă unde se strigă și se urlă. There remains a Sabbath rest for you. A rămas o odihnă de sabat pentru voi. And Jesus is inviting you saying come to me. Și Iisus te invită spunând vino la mine. Those who are weary and heavy laden. Cei care sunteți strudiți și împovărați. Those who are struggling. Adică cei care vă luptați. Those who are defeated. Și cei care sunteți înfrânți. Come to me, I'll give you rest, he says. Veniți la mine și voi da odihnă. I will bring you into this 7-day Sabbath, 7 days a week. Vă voi aduce în ziua de sabat, în ziua șaptea, în fiecare zi. And then he explains in Hebrews 4:10 what this rest is. Și apoi explică în Evrei 4:10. How do you enter this rest? Cum intri în această odihnă? And it says God worked for 6 days and then he rested. Spune că Dumnezeu a lucrat 6 zile și apoi a avut nevoie de odihnă. Hebrews 4:10. Evrei 4:10. The one who enters into God's rest rests from his own works. Cine intră în odihna lui se odihnește și el de lucrările lui. Have you understood the meaning of this verse? Înțelegi acest verset? What do you do when you come to a verse like this and you can't understand it? Ce faci când ajungi în fața unui astfel de verset și nu-l înțelegi? Supposing your child is studying mathematics. Să presupunem că copilul tău studiază matematică. And he comes to some problem which he cannot understand. Și ajunge în fața unei probleme pe care nu poate înțelege. What do you say? Ce îi spui? Okay, son, forget it. Go to the next one. Nu-i nimic, fiule, treci la următoarea. Then he comes to another problem. Apoi ajunge la altă problemă. He says, Dad, I can't understand this. Tată, nici pe asta nu înțeleg. So don't worry, forget it. Nu-i nimic, fiule, zi mai departe. Child will never understand mathematics. Și astfel copilul tău nu o să știe niciodată matematică. If he comes to a problem you cannot understand. Dacă ajunge în fața unei probleme pe care nu o înțelege. You will tell him, listen, you got to understand it, otherwise he won't be able to understand the next thing. O să spui, trebuie să nu treci mai departe până nu o înțelegi, pentru că altfel nici pe următoarea nu o să înțelegi. So many Christians. Sunt atâția creștini care atunci când ajung în fața unui verset pe care nu-l înțeleg, nu se opresc să mediteze, să-l înțeleagă. Și de aia citesc Biblia de 25 de ani și nu înțeleg. Pentru că ori de câte ori au întâlnit un verset dificil, trec mai departe peste el cu pevedere. Vreau să vă învăț să citiți Biblia altfel. When you come to a verse and you can't understand it. Când ajungi în fața unui verset și nu-l înțelegi. Stop. Oprește-te. Just like you stop in front of the traffic light. Ca și cum te oprești în fața unui semafor. Don't go past. Wait. Nu trece, așteaptă. Lord, what does this mean? Doamne, ce înseamnă versetul acesta? There could be a treasure there. Ar putea să fie o comoară ascunsă acolo. If you dig a little, you'll get it. Dacă sapi un pic, o să o găsești. And you'll become rich. Și o să devii bogat. So let's look at this verse. Deci asta, iată versetul acesta. Evrei 4:10. The one who has entered his rest, that's the Sabbath rest, has rested from his works like God rested from his works on the seventh day. Fiindcă cine intră în odihna lui Dumnezeu se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările lui. What does that mean? Ce înseamnă asta? That means it is not going to be the result of my working. Înseamnă că nu va fi rezultatul faptelor mele. I rest from my works means I say Lord, I can't do it. Atunci când mă odihnesc de ceea ce am lucrat eu, înseamnă
Că spun, Doamne, am încercat, dar nu pot. I tried, am încercat and I failed, și am eșuat I give up. Și am renunțat. Then I can enter into God's rest. Apoi pot intra în Împărăția lui very Dumnezeu. Simple principle here. Un principiu foarte simplu. If you understand it, dacă îl înțelegi, it can change your life. Îți poate schimba viața. I want to encourage you to meditate on this verse. Și vreau să vă încurajez să meditați asupra acestui verset. If you don't understand it when I explain to you today, și dacă nu îl înțelegeți după ce vă explic eu astăzi, take it before God. Luați înaintea lui Dumnezeu. Say, Lord, I want to understand what the Sabbath rest means. Și spuneți, Doamne, vreau să înțeleg și eu ce înseamnă odihna de sabat. In my life. În viața mea. Look at verse 11. Uitați-vă la versetul 11. Hebrews 4:11. Evrei 4. Says, let us be diligent to enter into that rest. Să ne grăbim să intrăm în odihna aceasta. What did we read in the first verse? Ce am citit în celălalt verset? Hebrews 4:1. 4:1. Let us fear lest a promise is given us of entering the rest and we don't enter in. Să ne grăbim să nu, că nu cumva să se pomenească cine a venit prea târziu. Has Jesus given us a promise of rest? Ne-a promis Dumnezeu, Iisus, odihnă. Come to me, I'll give you rest. Veniți la mine și vă voi da odihnă. Take my yoke upon you, you'll find rest. Luați jugul meu asupra voastră și veți this primi odihnă. This verse says, I must fear lest I miss it. Versetul acesta mă învață că trebuie să mă tem să nu cumva să-l ratez, să-l pierd. God wants us to live a life free from guilt and tension and anxiety. Dumnezeu vrea să trăim o viață liberă de vină și de tensiuni și de păcat. We have to come to him. Trebuie să venim la el. Come to me those who are weary and heavy laden. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. So many burdens on your mind. Care aveți atâtea poveri pe mințile voastre. So many burdens that you can't sleep at night. Atâtea poveri că nu puteți dormi noaptea. So I want to teach you how to enter into this. Și vreau să vă învăț cum să intrați în această odihnă. This is not possible in the Old Testament. Lucru care nu se putea împlini în Vechiul Testament. The Sabbath, I told you, was only a shadow. V-am spus că sălbatul era doar o umbră. It was not the real thing. Nu era adevărata odihnă. The real thing is in Jesus. Și adevărata odihnă este doar în Isus. And that is in the new covenant. Și asta este în Noul Testament. Turn to Hebrews chapter 8. Deschideți la Evrei 8. Hebrews chapter 8 says there is a new covenant which has replaced the old covenant. În Evrei 8 ne spune că există un nou legământ care a înlocuit Vechiul Testament. I want you to see an amazing verse. Vreau să vă arăt un verset uimitor. Hebrews 8 verse 7. Versetul 7. If the first covenant was faultless, there would be no need for a second covenant. Dacă legământul cel dintâi ar fi fost perfect, fără cusur, n-ar mai fi fost nevoie de al doilea. The first covenant was what God made, the law with Israel. Primul legământ era cel făcut de Dumnezeu cu Israel. What does this verse say? Ce spune versetul acesta? It was faulty. Că era cu cusur. There was something wrong with it. Era ceva neregulă cu el. Can God make a covenant which has got some fault in it? Oare e posibil ca Dumnezeu să facă un legământ și să aibă o problemă acel legământ? Citiți. Understand it. Și înțelegeți. If the first covenant was without fault, there would be no need for a second. Că dacă primul legământ ar fi fost perfect, fără greșeală, n-ar mai fi fost nevoie de al doilea. Did God make a mistake? Oare a făcut Dumnezeu o greșeală? No. Nu. The first covenant was faulty because it could not lead man to that real rest. Problema primului legământ a fost că nu a putut să-l ducă pe om la adevărata odihnă. And it was not meant to lead man to rest. N-a fost menit să-l ducă pe om la odihnă. It was only a temporary protection until Christ came. Ci a fost doar o protecție temporară până la venirea lui Isus. Once Christ has come, odată ce a venit Hristos, you don't need that. N-a mai fost nevoie de el. It's like, you know, when you build a huge building. Este ca și când construiești o clădire uriașă. They put a scaffolding to build that building. Și se pun schelele pe lângă el. Every building you see that. Pe lângă orice clădire în construcție you o să vezi scaffolding. Schelele. But once the building is complete, they take away the scaffolding. Dar odată ce clădirea a fost construită, se desprind schelele de acolo. As long as the building was not there. Acele schele au rămas doar pentru timpul construcției. And the law was like that. Și așa era legea. Once Christ has come, odată ce a venit Hristos, and your life is established in Christ, și viața ta este bazată în Hristos, you don't need this law. Nu mai ai nevoie de lege. Because the building is there. Pentru că acolo e clădirea. But if you have not been established in Christ, dar dacă nu ești bazat în Hristos, then you need the law. Apoi ai nevoie de lege. And most Christians have not been established in Christ. Și cei mai mulți credincioși nu sunt bazați în Hristos. If you're established in Christ, your life would be at rest. Pentru că dacă ai fi, viața ta ar fi plină de odihnă. Your mind would be free from tension. Și mintea ta n-ar avea, loc tensiuni. But if you're not established in Christ, then you need the law. Dar dacă nu ești bazat în Hristos, ai nevoie de lege. There is a rest that God promises us. Este o odihnă pe care Dumnezeu ne promite. In this new covenant, și în acest nou legământ,
He says in verse 10, this is the covenant that I will make. Iată legământul pe care îl voi face. And there are three things mentioned here. Și sunt trei lucruri menționate aici. I want you to understand these three things. Vreau să înțelegeți cele trei lucruri. Because these are the three characteristics of the new covenant. Pentru că astea sunt cele trei caracteristici ale noului legământ. And if you understand it, you come to rest. Și dacă le vei înțelege, vei intra în odihnă. So we'll start with the foundation, the right at the bottom. Începe cu fundația, ce este la bază. And that is verse 12. În versetul 12. You need to understand what the Lord tells us in the new covenant. Și trebuie să înțelegem ce ne spune Domnul în nou legământ. Hebrews 8 verse 12. Evrei 8 cu 12. That's number one. În primul rând. There are three points here and this is number one. Primul din cele trei puncte. The first thing is, primul lucru este, I will be merciful to their iniquities, I will remember their sins no more. Pentru că le voi ierta nelegiurile și nu voi aduce aminte de păcatele lor. This is where we have to begin. De aici trebuie să începem. We must be absolutely sure. Trebuie să fim absolut siguri. All our past sins are blotted out. Că toate păcatele noastre din trecut au fost șterse. That when God looks at us now, că atunci când Dumnezeu se uită la noi acum, He does not remember even one sin. Nu-și amintește nici măcar un păcat din trecutul what nostru. What does it say there? Ce spune? I will not remember their sins anymore. Nu voi mai aduce aminte de păcatele lor. Have you come to that life? Ai tu această viață? Do you feel guilty about something you have done 10 years ago? Te mai simți vinovat de ceva ce ai făcut acum 10 ani? Is your mind being tortured by some sin you committed 5 years ago? Sau mai este mintea ta torturată de ceva ce ai făcut acum 5 ani? Or some terrible thing you did 20 years ago? Sau de ceva lucruri teribile pe care le-ai făcut acum 20 de ani? Then you're not at rest. Înseamnă că tu nu ai intrat because în pace. There's always that reminder of what you did. Pentru că ai întotdeauna ceva ce ți amintește trecutul. Feeling of guilt. Și acel sentiment de vină. And the devil will use that to keep your mind in unrest forever. Și diavolul va folosi asta ca să țină mintea ta neliniștită întotdeauna. And if your mind is like that, și dacă așa e mintea ta, I want to tell you that God wants to put your mind at rest today. Vreau să spun că astăzi Dumnezeu vrea să dea odihnă minții tale. To me, și îți spune vino la mine. I will give you rest. Și eu îți voi da odihnă. See, all of us have sinned in some vedeți, way or the other. Toți am păcătuit în viața noastră într-un fel sau altul. There's not a single person who has not sinned. Nu e nici unul care să nu fie păcătuit. But that's what the blood of Jesus has done for us. Dar asta a făcut sângele lui Isus pentru noi. If we confess our sins, dacă ne mărturisim păcatele, He is faithful to forgive us our sins. El este credincios să ne ierte păcatele. And to cleanse us. Și să ne curățească. You know in the Old Testament. Știți în Vechiul Testament? Do you know this? That there was no cleansing from sin in the Old Testament. Știți că în Vechiul Testament nu exista curățire de păcat? There was forgiveness. Era iertare. The sin was covered. Păcatul era acoperit, but there was no cleansing. Dar nu era curățat. Very important to understand this. Foarte important să înțelegem. Let me show it to you. Să vă arăt. Psalm 103. Psalmul 103. David says. David spune. This is Old Testament. Vechiul Testament. Verse 2. Versetul 2. Bless the Lord, O my soul, and don't forget any of His benefits. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. And number one benefit is. Și prima binecuvântare este, versetul 3, He pardons all your iniquities. El îți iartă toate păcatele tale. That's not cleansing. Adică nu ți le curăță. No, you got to understand it. Nu trebuie să înțelegi. He forgives. El ți le iartă. But no cleansing. Dar nu ți le șterge. I'll show you one more verse David says. Vă mai arăt încă un verset pe care l-a scris David. Psalm 32. Psalmul 32. Verse 1. 1. How blessed is the man whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. What's the difference between covering and cleansing? Care e diferența dintre a acoperi ceva și a curăța ceva? Supposing your sins are all written on a board. Să presupunem că toate păcatele tale ar fi scrise pe o tablă. All your sins. Toate păcatele. And God puts a sheet over it, nobody can see. Dumnezeu pune un cerceaf pe ele ca nimeni să nu le vadă. It's covered. Sunt acoperite, nu? Nobody can see it. Nimeni nu le vede. But if you lift the sheet, it's there. Dar dacă ridici acea cortină, păcatele sunt acolo. That's Old Testament. Ăsta era Vechiul Testament. Păcatul era acoperit. But in the New Testament, dar în Noul Testament, it's cleansed. Păcatul e curățit. It's like you take a wet cloth and wipe it all out. Ca și cum ai lua un burete și le șterge. It's gone. Și s-a dus. You need to understand this. Trebuie să înțelegi asta. If it's covered, you're always wondering who will lift the sheet and dacă see what dacă e acoperit, întotdeauna îți va frică, va fi frică. Nu cumva cineva să ridice cortina să-l vadă. But when it's wiped out, dar când e șters, there's no record of it. Nu mai e nici urmă de el, s-a dus. Do you have that assurance?
Ai tu siguranța asta în viața ta? You have the assurance that every single sin you committed in your whole life has been wiped out. Ai tu siguranța asta că toate păcatele, fiecare păcat care l-a făcut în viața ta a fost șters? Many Christians don't have that assurance. Mulți creștini nu au siguranța. Because the devil keeps on reminding them. Pentru că diavolul continuă să le reamintească. Yes, the devil says. Da, spune diavolul. You, yeah, all these minor sins have been forgiven. Păcatele astea micuțe ți-au fost iertate. But you remember that terrible thing you did 10 da. Years ago? Da. Ții tu minte păcatul ăla mare care l-ai făcut acum 10 ani? Nobody knows but you. Nu știe nimeni, numai tu știi that de it. That is a serious sin. Un păcat foarte grav. That you have to keep confessing all your life. Trebuie toată viața ta să-l ții tot mărturisești. Who said that? Cine spune asta? You mean there is some sin that is more powerful than the blood of Jesus Christ? Vreți să spuneți că există vreun păcat mai puternic decât Iisus Hristos? How do you overcome the accusation of Satan? Cum poți birui acuzațiile diavolului? Satan is always there to accuse us of something we did in the past. Satan întotdeauna va fi prezent să ne acuze de un păcat din trecut. And that is the first area we must come to rest. Și asta este prima zonă în care trebuie să intrăm în odihnă. A Sabbath rest. Sabatică. 7 days a week. 7 zile pe săptămână. 365 days in a year. 365 de zile pe an. And 366 days in a leap year. Și 366 într-un an bisect. Complete rest. Odihnă deplină. 24 hours a day. 24 de ore pe zi. 7 days a week. 7 zile pe săptămână. Where the devil cannot accuse me about anything in the past. Când diavolul nu mă poate acuza de nimic din trecutul meu. Is there a sin that God cannot forgive? Există vreun păcat pe care Dumnezeu să nu-l poată ierta? Somebody asked me this question. Cineva mi-a pus întrebarea asta. Brother Zach, which is the sin God will not forgive? Frate Zach, care este păcatul pe care nu-l poate ierta Dumnezeu? I'll tell you. Vă spun. The sin which you don't confess. Păcatul pe care nu ți-l mărturisești. That he won't forgive. Ăla nu ți va fi iertat. But 1 John 1:9. Dar 1 Ioan 1:9. 1 John 1:9 says. Spune. If we confess our sins. Că dacă ne mărturisim păcatele. There is a condition. Este o condiție. If you don't confess, this promise is not for you. Deci dacă nu îți mărturisești păcatele, nu e pentru tine promisiunea. What does it mean to confess our sin? Ce înseamnă să ne mărturisim păcatele? That means to call sin by the same name God calls it. Înseamnă să numești păcatul păcat. That's to confess it. Asta înseamnă să mărturisești. For example. De exemplu. If you lust with your eyes after a woman. Dacă poftești cu ochii tăi după o femeie. Don't say that was just something weak. Nu spune, asta e o slăbiciune, bărbătească. Jesus called it adultery. Iisus a numit-o curvie. Call it adultery. Spune-i curvie. Do you call it adultery? Spui tu curvie? When you look at internet pornography. Sau când te uiți pe internet la pornografie. You say, Lord, I'm sorry, I committed adultery. Doamne, îmi pare rău că am curvit. And the next day you say, Lord, I committed adultery again. Și a doua zi spui din nou, Doamne, îmi pare rău că am curvit. The devil won't let you call it what God calls it. Dumnezeu nu te va lăsa, Satan nu te va lăsa să numești păcatul așa cum îl numește Dumnezeu. Do you know what anger is? Știți ce este mânia? Jesus called it murder. Iisus a numit-o crimă. When you get angry with someone, când te enervezi pe cineva, with your words, you're killing him. Cu cuvintele tale tu l-omori. Not with a knife, nu cu un cuțit, but with words. Ci cu cuvinte. Lord, I'm sorry. Doamne, îmi pare rău. I just murdered my wife with words. Tocmai mi-am ucis soția cu cuvinte. Forgive me. Iartă-mă. You don't call it with those names. Dacă nu numești păcatul pe nume. See, I'll show you that in Matthew chapter 5. Am să vă arăt asta în Matei 5. You need to understand what Jesus calls sin. Trebuie să înțelegeți ceea ce numea Iisus păcat. I don't think this is some new teaching of mine. Să nu credeți că asta e ceva învățătură nouă de-a mea. Because you didn't read the Bible carefully that you don't understand. Eu cred că n-ați citit Biblia corect dacă nu înțelegeți. Let me read you Matthew 5:21. Matei 5:21. In the old covenant, they were told, "You shall not commit murder." S-a zis lor din vechime să nu ucizi. But I'm saying to you, verse 22. 22. Dar eu vă spun. I'm saying. Eu vă spun. If you get angry with your brother, dacă te mâni pe fratele tău, you're guilty. Ești vinovat. In the Old Testament, you're guilty only if you committed murder. În Vechiul Testament erai vinovat numai dacă îl omorai. But I'm saying to you, if you get angry, you're guilty. Dar Iisus te spune că numai dacă ne mâniem, deja sunt vinovat. Jesus says, according to my standard, anger is equal to murder. Iisus ne spune că potrivit standardelor lui, mânia este egală cu crimă. How many of you will kill your wife? Câți dintre voi v-ați omorî nevestele? Or kill your husband? Sau v-ați ucide soții? I don't think any of you will do it. Nu cred că ar fi careva să facă asta.
How many of you will get angry with your wife? Câți dintre voi v-ați mânia pe soția? Angry with your husband. Sau v-ați mânia pe soțul? Do you know that Jesus calls that murder? Știți că Iisus numește asta crimă? No, the devil doesn't want you to know that. Nu, diavolul nu vrea să știe asta. Oh, he says, I just lost my temper. Oh, spui, mi-am ieșit puțin din fire. Call sin by the same name God calls. Numește păcatul pe numele care îl dă Dumnezeu. Then you'll get victory over it. Atunci vei avea biruința asupra lui. Confess your sin. Mărturisește-ți păcatul. Call that sin by the same name God calls it. Numește păcatul așa cum îl numește Dumnezeu. If we confess our sins, dacă ne mărturisim păcatele, what do we read in 1 John 1:9? Ce citim în 1 Ioan 1:9? He will not only forgive us, nu doar că ne va ierta, cleanse us, ci ne va și curăța. Not cover it. Nu că îl va acoperi. What do we read in Psalm 32? He'll cover it. Citeam în Vechiul Testament că îl va acoperi. Dar aici, cleanse. Spune că ne va curăța de orice nelegiuire. Șters. That's why it's very important to confess our sin. De aceea e foarte important să ne mărturisim păcatele. So what is the sin that God will not forgive? Deci, pe care păcat nu poate ierta Dumnezeu? The sin that you don't confess. Păcatul pe care nu ți-l mărturisești. And Jesus said, și Iisus spunea, when you have committed a sin against somebody, când ai comis un păcat împotriva cuiva, let's turn back to Matthew 5. Deschidem înapoi la Matei 5. We saw verse 21. Am văzut versetul 21. You shall not commit murder. Să nu ucizi. And then we saw verse 22. Apoi versetul 22 am văzut. I say to you, eu vă spun, if you get angry, you're guilty. Dacă te mâni, ești vinovat. And if you keep on doing that and call somebody by names, it's the last part of that verse says you'll go to hell. Și dacă continui să-i spune prostule sau nebunule, mergi în iad. And now you got angry with somebody. Acum tu te mâni pe cineva. You said something. Ai spus ceva. You hurt that person. Ai rănit acea persoană. With your words. Cu cuvintele tale. Brother, fie că ți-a fost your frate, husband, sau soț, your wife, sau soție, or somebody else, sau altcineva. What should you do? Ce de făcut? Then verse 23. În versetul 23. You go to the altar to present an offering to God. Tu mergi la altar să aduci o jertfă lui Dumnezeu. That means you come to pray. Adică vii să te rogi. God says don't pray. Domnul spune nu te ruga. Verse 24. Versetul 24. Leave your offering there. Lasă darul tău acolo. Go to your brother. Du-te la fratele tău. Or to your wife. Sau la soția ta, sau la soțul tău. And be reconciled to that person. Și împacă-te cu el. Then come and offer your offering. Apoi vino și adu-ți darul. Very, very important. Foarte important. When you go to put money in the offering box. Când vrei să pui bani la colectă. You're giving money to God. Dai bani lui Dumnezeu. God says. Dumnezeu spune. Are you reconciled to your brother? Te-ai împăcat cu fratele tău mai înainte? Otherwise, don't put money in the offering. Altfel nu pune bani în colectă. God will not accept it. Pentru că Dumnezeu nu-i va accepta. That's so clear. E așa de clar. First, go and be reconciled to your brother. În primul rând, du-te și împacă-te cu fratele tău. So I not only need to confess to God. Deci eu nu trebuie să mărturisesc doar lui Dumnezeu. I have to confess to my brother. Trebuie să-l mărturisesc și fratelui meu. Împotriva căruia le-am făcut. Then I must come to God. Apoi să vin la Dumnezeu. What if I don't confess to my brother? Dar dacă nu mărturisesc păcatul fratelui meu? God will not accept me. Dumnezeu nu mă va primi. And that is why I say. De aceea spun. Whenever we have sinned against a person, ori de câte ori păcătuim împotriva cuiva, you must go to that person. Trebuie să mergem la acel cineva. Say, I'm sorry. Și să-i spunem îmi pare rău. Please forgive me. Te rog iartă-mă. I'll show you that in another verse. Și am să vă arăt asta în alt verset. Luke chapter 17. Luca 17. Read this. Citiți. Luke 17 verse 3. Luca 17:3. Have you read this verse? Ați citit versetul acesta? Be on your guard. Luați seama la voi înșivă. If your brother sins, rebuke him. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. If he repents, forgive him. Dacă îi pare rău, iartă-l. And verse 4, next verse. Și următorul verset. If he sins against you 7 times a day. Dacă păcătuiește împotriva ta chiar de 7 ori pe zi. And comes back to you 7 times a day. Și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice: I'm sorry. Îmi pare rău. I repent. Mă pocăiesc. Forgive him. Să-l ierți. What did Jesus say? Ce a spus Iisus? Supposing you get angry with somebody 7 times in a day. Să presupunem că tu te enervezi pe cineva de 7 ori pe zi. What does this verse say? Ce spune versetul acesta? 7 times a day you must go to that person and say I repent. I'm sorry. De 7 ori pe zi trebuie să mergi la persoana aia și spui că îți pare rău și să te pocăiești. Have you ever seen this verse? Ați înțeles acest verset vreodată? A lot of people don't see these verses. Mulți nu-l văd. Is there in your Bible? Dar e în Bibliile voastre. 7 times in one day. De 7 ori pe zi. You may have to go to somebody and say,
I'm sorry, I sinned against you again. Poate trebuie să mergi împotriva la cineva și spui: "Îmi pare rău, am greșit din nou împotriva ta." So that is how we keep our conscience clear. În felul acesta ne putem păstra conștiința curată. You know, the apostle Paul said. Știți, apostolul Pavel spune. One secret of his life. Un secret al vieții lui. This is one of the things the Lord showed me many years ago. Un lucru pe care Dumnezeu mi l-a descoperit mulți ani în urmă. 40 years ago. Acum 40 de ani. How the apostle Paul became such a mighty man. Cum a putut Pavel să devină un om atât de puternic? One of his secrets. Unul dintre secretele lui. A lot of people think it's only being anointed with the Holy Spirit. Mulți cred că secretul lui a fost doar ungerea cu Duhul Sfânt. That is very important. Care este foarte important. Here's another thing in Acts 24 verse 16. În Fapte 24 cu 16 un alt lucru. Here's a verse you must remember. Un verset pe care trebuie să-l ții minte. Acts 24 verse 16. Fapte 24 cu 16. Paul says. Pavel spune: I do my best to maintain a good conscience always before God and before men. Mă silesc să am întotdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. That is how my life can be at rest. În felul acesta pot avea odihnă în viața mea. Always. Întotdeauna. That means if Paul made a mistake, immediately he'll confess. Asta înseamnă că atunci când Pavel făcea o greșeală, de îndată o mărturisea. To God and to men. Lui Dumnezeu și împotriva omului care a greșit. Conscience. Conștiința lui. Is like our eyes. Este ca și ochii. Jesus said that. Iisus a spus asta. The light of the body, he said, is the eye. Lumina ochiului este trupul. Luke chapter 11. Lumina trupului este ochiul. Luke's Gospel chapter 11. Luca 11. Verse 34. Cu 34. The lamp of your body is your eye. Că lumina ochilor, lumina trupului tău este ochiul. And if your eye is clear, your whole body will be full of light. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul va fi plin de lumină. But if your eye is bad, the body is full of darkness. Dacă ochiul e rău, tot trupul e plin de întuneric. And this physical eye is a picture of our conscience. Și ochiul acesta este o imagine a conștiinței noastre. What do you do when a little speck of dust gets into your eye? Ce faci atunci când un fir de praf îți intră în ochi? Not five specks of dust, one speck of dust. Nu cinci fire de praf, un singur fir de praf când îți intră. You know what happens when one speck of dust gets into your eye? Știi ce se întâmplă când un fir de praf îți intră în ochi? Such a small little speck of dust. Unul mic. Your eye keeps on blinking. Ochiul tău începe să clipească. Why? De ce? Because God has made the body to get rid of that dust. Pentru că Dumnezeu așa a făcut trupul, ochiul, ca să scape de acel fir de praf. Jesus said, keep your conscience like that. Și Iisus spunea, așa să vă țineți și conștiința voastră. The conscience is the eye of the heart. Pentru că conștiința este ochiul inimii. That is the eye he was talking about. Despre ochiul acesta vorbea. If you keep it clear, dacă îl păstrezi curat, your whole body will be full of light. Întregul tău trup va fi plin de lumină. But if you don't keep it clear, dar dacă nu-ți păstrezi conștiința curată, be full of darkness. Vei fi plin de întuneric. You take this physical eye. Gândește-te la ochiul ăsta fizic. You, one speck goes in. Presupune că ți intră un fir de praf în el. And you say, oh, it's only one speck. Spune, nu e numai un fir de praf. And tomorrow another speck goes. Și mâine ți intră alt fir de praf. And you say, oh, it's not important. Nu are importanță. You know what will happen after a few days? Știi ce o să se întâmple după câteva zile? You will become blind. O să devii orb. Do you know that the eye is the cleanest part of your body? Știi că ochiul este cel mai curat, cea mai curată parte a trupului tău? You may take a shower once or twice a day. Poți să faci un duș o dată, două ori pe zi. But your eye, dar ochiul tău, is being washed hundreds of times a day. Este spălat de sute de ori pe zi. That's why God puts these tears to wash your eyes. De aceea a lăsat Dumnezeu lacrimile astea să facă duș loc. Every time your eyelids close, it's washing your eyes. De fiecare dată când ochii închis, ți se spală ochii. Because dust can come in so easily. Pentru că praful poate intra așa ușor. And your eye must always be clean. Și ochiul tău trebuie să fie tot timpul curat. And even if you're doing a very important work. Și chiar dacă faci un lucru foarte important. And one speck of dust gets into your eye. Și ți intră un fir de praf în ochi. You'll stop your work. Te oprești din lucrul tău. Go to the wash basin and wash it away. Mergi la chiuvetă și te speli. That's what you do. Asta faci. The Lord says, keep your conscience like that. La fel spune Domnul să vă păstrați conștiința voastră curată. And your conscience tells you you did something wrong. Dacă faci ceva important și conștiința spune că ai greșit. Stop your work. Oprește-te din lucrul tău. Confess your sin to God. Mărturisește-ți păcatul lui Dumnezeu. If you hurt somebody, confess your sin to that person. Dacă ai rănit pe cineva, mărturisește acelei persoane keep păcatul. Keep your eye clean. Și păstrează-ți ochiul curat. Paul said,
Pavel spune, I do my best to keep my conscience clean always. Fac ce pot ca să-mi păstrez conștiința curată întotdeauna. 24 hours a day. 24 de ore pe zi. 7 zile pe săptămână. And that is why he had power with God. De aceea avea Pavel puterea lui Dumnezeu. If he had to confess to many, he would confess to men. Dacă trebuia să mărturisească multora, le mărturisea tuturor. You see an example of that in Luke chapter 19. Un exemplu din asta îl vedem în Luca 19. You know the story of this man called Zacchaeus. Știți întâmplarea lui Zacheu? He was a very rich man, but he became rich by cheating a lot of people. Un om care s-a îmbogățit înșelându-i pe alții. Just like a lot of tax collectors and businessmen today. Exact ca și afaceriștii și vameșii de azi. They cheat a lot of people and make money. Care fură de la mulți oameni și se îmbogățesc. Jesus loved Zacchaeus. Și Iisus l-a iubit pe Zacheu. And he came to his house. Și a intrat în casa lui. And we read in verse 8 of Luke 19. Și citim în 19:8 din Luca. As Jesus came to Zacchaeus' house, Zacchaeus stood and stopped Jesus in front of his house. Iisus, când se intre în casa lui Zacheu, Zacheu a stat înainte. It says in my Bible, Zacchaeus stopped. În Biblia mea spune că Zacheu a stat înaintea Domnului. They were coming together to the house and outside the house he stopped. Când se intre în casa lui Iisus, Zacheu stă în fața lui și îl oprește. Lord, Doamne, before you come to this house, înainte să intri tu în casa asta, I have to confess something. Trebuie să-ți mărturisesc ceva. I have built this house with a lot of money I cheated from other people. Mi-am construit casa asta din spate cu bani furați. You are a holy person. Tu ești un sfânt. You cannot come to this sinful house. Nu poți să intri în casa asta păcătoasă. It's built with money construită cu bani other people off. Pe care i-am luat de la alții. Have you cheated people of money? Tu i-ai înșelat vreodată pe alții de bani? In your business? În afacerile tale? Or in some other way? Sau în alt fel? Zacchaeus said, "Lord Jesus, you can't come to my house." Zacheu i-a spus, Iisuse, Doamne, nu poți să intri în casa mea. So before you come to my house, deci, înainte să intri, I want to tell you something. Vreau să te informez. All the people I cheated, toți pe care i-am înșelat, I'm going to give back verse 8, Luke 19 verse 8, I'm going to give back four times what I took. O să le dau de patru ori înapoi decât le-am luat. Four times. De patru ori. Why four times? De ce de patru ori? Because. Pentru că. He had cheated them for so many years. De atâția ani înșelase. In his mind he made a quick calculation of all the interest. În mintea lui a făcut repede un calcul al dobânzii care îl datora. He says in Luke 19 verse 8, I will give four times what I have taken. Și spune Luca 19 că o să le dau de patru ori înapoi. And then he says, și apoi spune, there are so many other people că sunt atâția alții cheated, pe care i-am înșelat. I don't even know where they live. Nici măcar nu mai știu pe unde locuiesc. I don't know where they are today. Nu știu unde se mai găsesc. But I've got their money. Dar banii lor sunt la mine. I can't keep it. Și nu mai pot să-i păstrez. What do I do with that? Ce să mă fac cu ei? It's not my money. Că nu-s banii mei. I cheated people. I-am procurat de la alții. In the same verse, Luke 19:8, he says, în acest verset 19:8 spune că îi voi da săracilor. I'll give it to the poor. Îi dau săracilor. See, he was so righteous. Omul ăsta atât de drept a devenit. Everybody I cheated whose address I know, I'll give back four times. Deci toți pe care i-am înșelat și le știu adresa, le dau de patru ori înapoi dobânda. All the other money I have, which the people's address I don't know where they are. Și restul banilor pe care i-am produs de la alții care nu mai știu unde stau. Nu mai știu cum să-i găsesc. So I'll give it to the poor. Dar îi dau săracilor. And Jesus said, și Iisus a spus, versetul 9, today salvation has come to this house. Astăzi a intrat salvarea în casa acestui om. You know that is the only time in Jesus' life he ever said about anybody salvation has come here. Știți că asta este singura dată când Iisus a zis în viața lui pământească, azi a intrat mântuirea în casa aceasta. Și când a spus? When he saw this man willing to set right with others whom he cheated. Când a văzut că Zacheu a fost gata să se să facă dreptate. That is the meaning of keeping our conscience clear. Asta înseamnă am păstrat conștiința curată. Have you done that in your life? Ai făcut tu asta în viața ta? Have you returned money that you cheated other people off? Ai returnat tu bani pe care i-ai luat la alții prin înșelăciune? Pay it back. Dă-i înapoi. Pay it back with interest like Zacchaeus. Dă-i înapoi cu dobândă ca Zacheu. And if it takes 10 years to pay it back? Și dacă durează 10 ani să dai înapoi? Paid back in 10 years. Dă-i înapoi în 10 ani. I remember once in India. Ții minte odată în India. One very very poor man. Un om foarte sărac. Became a Christian. S-a pocăit. And he wrote a letter to me. Și mi-a scris mie o scrisoare. He said, "Brother Zach, frate Zach, I'm a very poor man. Sunt un om extrem de sărac. But I have cheated people and I'm in debt." Dar am înșelat oameni. 30,000 rupees. Și am intrat în datorii de 30.000 de rupii. And that's a lot of money for that poor man. Și ăștia erau o grămadă de bani pentru acel om. How can I pay it back?
Cum să-i dau înapoi? What shall I do? Ce să fac? Will I go to hell because I can't pay my debt? Oare o să mă duc în iad pentru că nu mai pot să-i dau înapoi? Even if I work hard, I won't be able to pay back this 30,000. Chiar dacă voi lucra din greu, n-o să am bani ăștia 30,000 de rupii să-i dau. I said, brother, God is very merciful. Și am spus, frate, Dumnezeu este foarte milos. He doesn't see whether you do it, he sees whether you have a willingness to do it. Dumnezeu nu vrea neapărat să vadă că o faci, vrea să vadă că ești dispus să faci lucrul acesta. And so I said, și am spus, can you give back 10 rupees a month? L-am întrebat, poți să dai înapoi măcar 10 rupii pe lună? In one year you'll pay back 120 rupees. Într-un an o să dai înapoi 120 de rupii. And in about 250 years you'll pay back your whole debt. Și în vreo 250 de ani ți-ai plătit toată datoria. You're not going to live 250 years. Tu nu o să trăiești 250 de ani. But you'll die long before that. Dar o să mor cu mult înainte de a face asta. God will see the intention of your heart. Dar Dumnezeu va vedea intenția inimii tale. That you are trying your best to give it back. Că ai încercat tot ce ai putut să-i dai înapoi. And he'll forgive you. Și El te va ierta. And I said, I'll give you a verse for that. Și am să-ți dau un verset, i-am spus lui Petru. So you don't believe me, you believe God. Ca să nu mă crezi pe mine, ci pe Dumnezeu. It's a wonderful verse. Un verset minunat. 2 Corinthians chapter 8. 2 Corinteni 8. Now that may help some of you who have got a huge debt and you can't pay it back. Asta poate vă ajute pe unii de aici care aveți mari datorii și nu știți cum să le plătiți. 2 Corinthians 8 verse 12. 8 cu 12. 2 Corinthians 8 verse 12. 2 Corinteni 8 cu 12. See what it says. Iată ce zice. If the readiness is present, dacă este bunăvoință, God accepts you according to what you're able to do and not what you have, what you able according to what He does not according to what he does not have. Deci dacă este bunăvoință, darul este primit avându-se în vedere ce are, nu ce are cineva. I want to paraphrase this. Vreau să parafrazez. Meaning is this. Înseamnă asta. If you are willing to set a matter right, dacă ești dispus să îndrepți lucrurile, God will accept according to your ability to give. Dumnezeu te va accepta să faci atât cât poți tu să dai. He doesn't see what you're not able to do. Nu, știe Dumnezeu ce nu poți să faci. That's a wonderful verse. Un verset minunat. There are some things you do wrong in your life, you can never set it right. Sunt anumite păcate pe care le-ai făcut în viața ta pe care nu mai poți să le îndrepți. Maybe you committed adultery with some woman in the past. Poate ai curvit cu vreo femeie în trecut. How can you go and set it right now? Cum să mai mergi să te împaci cu ea? There's nothing you can do. Nu mai poți face nimic. God sees that you can do nothing about it. Și știe Dumnezeu că nu mai poți face nimic. Maybe you can ask that person's forgiveness. Poate poți să-i ceri iertare. But if that person is married, you better not go there and tell that story. Dar dacă e măritată, mai bine las-o că faci. You'll create more problems for her and her husband. Mai multe probleme cu soțul. So what can you do? Deci ce poți face? You can say, Lord, I'm willing, but what shall I do? Doamne, eu vreau, dar ce să fac? The Lord says, I understand. Și Domnul spune, te înțeleg. There are many situations like. Sunt multe asemenea situații. But the devil will harass you. Dar diavolul o să te hărțuiască. Hărțuiască permanent. Oh, ce ai făcut atunci? Don't let the devil harass you. Nu-l mai lăsa pe diavol să te hărțuiască. In Revelation chapter 12. În Apocalipsa 12. It says the devil is called in verse 10, Revelation 12:10. The devil is called the one who accuses the brothers day and night before God, the last part of that verse. Ultimul verset spune că Satan este pârâșul fraților care zi și noapte îi părăște înaintea lui Dumnezeu. He not only accuses you to God. Deci nu te acuză doar înaintea lui Dumnezeu. He accuses you to yourself. Te acuză și față de tine însuți. How will you overcome Satan? Cum îl vei birui tu pe Satan? Next verse. Următorul verset. Verse 11. 11. They overcame him by the blood of the lamb. Ei l-au biruit prin sângele mielului. And the word of their testimony. Și prin cuvântul mărturisirii lor. What is the word of our testimony? Care este cuvântul mărturiei noastre? Not testimony in the church. Nu mărturia din biserică. Testimony to the devil. Ci mărturia diavolului. How many of you speak to the devil? Câți dintre voi îndrăzniți să-i vorbiți diavolului? We should speak to him. Ar trebui să-i vorbim. We should tell him words like, "Get away, Satan." Și să-i spunem așa. I resist you in Jesus' name. Înapoi a mea, Satano. Mă opun ție în numele lui Isus. And when he accuses you of your past sin. Și când Satan vine și te acuză de păcatele tale din trecut. You must do what one godly man did. Tu trebuie să faci ce odată un om al lui Dumnezeu a făcut. There was a godly man who was sitting down once in his chair. Era un om al lui Dumnezeu care stătea acolo în scaunul lui și diavolul lui îi spune, mai ții minte păcatul acela de acum 10 ani și păcatul acela acum 20 de ani și păcatul ăla de anul trecut și păcatul de luna trecută și omul ăsta, Dumnezeu, îl tot asculta pe diavol și atunci a spus diavolului, he says, that's not all, I've committed a lot more than that.
diavolul a uitat, asta nu e tot, mai am mai multe păcate de atât. Tell me the whole thing. Spune-mi tot dacă tot vrei să spui. Completează lista. Every sin I've committed. Tot ce am păcătuit. And when you made the list complete, și când o să termin cu păcatele de prezentat, you can write over it the blood of Jesus has cleansed me. Poți să scrii peste ele sângele lui Iisus Hristos m-a curățit de toate aceste păcate. No condemnation. Nu mai am nicio condamnare. Rest. Sunt la odihnă. Can you say that to the devil? Poți tu să-i spui asta diavolului? That is the word of our testimony. Ăsta este cuvântul mărturisirii noastre. Of Jesus Christ has cleansed me from all sin. Sângele lui Iisus m-a curățit de toate păcatele mele. And what does he say in Hebrews 8:12? Și ce spune în Evrei 8:12? I will not remember your sin anymore. Nu voi mai aminti păcatele voastre. Isn't that good? Nu-i lucrul ăsta minunat? Dear brothers and sisters. Dragi frați și surori. We have all sinned in so many ways. Toți am păcătuit în viața noastră în diferite feluri. Supposing on a screen here God says I'm going to show everybody here all the sins you committed in your life. Să spunem că Dumnezeu pune aici un ecran uriaș și spune în seara asta o să prezentăm păcatele fiecăruia din viața lui. I think this room will be vacated pretty quickly. Cred că camera asta s-ar goli imediat. Because you don't want everybody to Nu cred că ar vrea nimeni să își vadă păcatele enumerate acolo. But what does God do? Dar ce a făcut Dumnezeu? All the sins you committed in your life. Toate păcatele care le-ai făcut în viața ta. He not only says I won't remember. Nu doar că spune că nu o să și le mai aduc aminte. He says I will not even tell other people about. Spune că nici nu le voi mai spune altor oameni să le știe. Isn't that good? Nu e asta minunat? God didn't tell your wife all the sins you committed. Dumnezeu nu i-a spus soției tale păcatele pe care le-ai făcut. God didn't tell your husband all the sins you committed. Nu i-a spus Dumnezeu soțului tău păcatele din trecutul tău. God didn't tell anybody in the church all the sins you committed in your life. Dumnezeu nu a spus celorlalți din biserică păcatele din viața ta. How good God is. Ce bun e Dumnezeu. So what should you learn from that? Ce ar trebui noi să învățăm de aici? You should not tell other people about the sins you know about other people. Tu n-ar trebui să spui altora despre păcatele pe care le știi despre alții. When you hear about somebody's sin, când auzi despre unul că a păcătuit, do you go and tell other people about it? Mergi repede și spui la alții. That's a bad habit many Christians have. Asta este un obicei foarte rău pe care they mulți creștini l-au. Bad about someone, auzi ceva rău de cineva. And they go to somebody. Și merg la cineva. Have you heard this? Ai auzit? Have you heard this? Ai auzit? And they put a pious note around it saying I'm only saying it for prayer. Și așa dau și notă pioase. Spun, mă, să ne rugăm pentru el. It's not for prayer. It's for gossip. Asta e ca să bârfești. If God has covered your sin, you must cover the sins of others. Dacă Dumnezeu ți-a acoperit păcatul tău, și tu trebuie să acoperi păcatul altora. If God has not revealed your sins to other people, please don't go and reveal other people's sins to others. Dacă Dumnezeu nu ți-a dat păcatul tău pe față, nici tu nu dai pe față păcatul altora. In other words, cu alte cuvinte, treat other people the way God treated you. Faceți-le oamenilor ce Dumnezeu v-a făcut vouă. If God was good to you, be good to other people. Dacă Dumnezeu a fost bun cu voi, fiți și voi buni cu alții. Love covers a multitude of sins. Pentru că dragostea acoperă o mulțime de păcate. Supposing your daughter fell into adultery. Să presupunem că fiica ta a căzut your în daughter. Fiica ta. What will you do? Ce faci? Will you go and tell everybody, do you know what my daughter did? Mergi să le spui tuturor ce face fiica ta? You'll never do that. N-ai face niciodată. Because you love your daughter. Pentru că îți iubești fiica. Why do you go and talk about the sins of other people? Atunci tu de ce mergi să vorbești de copiii altora? Because you don't love them. Pentru că nu iubești. Dear brothers and sisters. Dragi frați și surori. To be at rest in your heart. Pentru ca să aveți pace în inimă. Remember God cleanses you. Nu uitați că Dumnezeu v-a curățit deja. Treat other people the way God treated you. Și comportați-vă cu ceilalți cum se comportă Dumnezeu cu voi. That is the most important requirement. Asta e cea mai importantă cerință. That is why it took so much time on that. Și de aceea am discutat așa mult. I want to say one more thing. Încă un lucru vreau să vă spun. If you don't forgive others. Dacă nu iertați pe alții. Do you know that God will not forgive you? Știți că nici Dumnezeu nu vă va ierta pe voi? See Matthew chapter 6. Priviți Matei 6. And verse 15. Matthew 6 verse 15. If you don't forgive men, then your father will not forgive your transgressions. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile, nici tatăl nu vă va ierta greșelile voastre. Verse 14. Înainte. If you forgive men, then your father will forgive you. Dar dacă iertați oamenilor, și tatăl vostru vă va ierta. Supposing you ask the Lord to forgive you. Presupunem că ceri Domnului să te ierte. And the Lord says, și Domnul spune,
Have you forgiven that other person who hurt you? L-ai iertat tu pe cel care te-a rănit? You say, no, I can never forgive him. No, nu pot să-l iert. God says, then I can never forgive you. Atunci spune Dumnezeu, nici eu nu pot să iert pe tine. I believe there are many of God's children who have not been forgiven. Eu cred că sunt mulți credincioși care nu sunt iertați. Even though they confess their sin to God, chiar dacă își mărturisesc păcatele lui Dumnezeu, they are not forgiven. Sunt oameni care nu sunt iertați. You say, why? Și ai să spui de ce? Because there's somebody in their life they have not forgiven. Pentru că este cineva în viața lor pe care nu l-au iertat. So if you want God to forgive you, deci dacă tu vrei să te ierte Dumnezeu, make sure, asigură-te that you have forgiven everybody in the whole world. Că tu i-ai iertat pe toți din toată lumea. Maybe somebody hurt you 10 years ago. Poate cineva te-a iertat, te-a rănit acum 10 ani și tu nu uiți. Maybe somebody cheated you of your family property. Poate cineva te-a înșelat cu proprietatea familiei. And that's in your mind. You won't forgive that person. Și nu poți să-l uiți. Și nu-l ierți. You won't talk to that person. Și nu vorbești cu el. Forgive. Iartă-l. Maybe somebody hurt your family. Poate cineva a făcut rău familiei tale. Maybe somebody spread some false story about you. Poate cineva a răspândit povești false despre familia ta. Spread some false story about your son or daughter. Sau despre fiica ta sau fiul tău. You say, I'll never forgive him. Și spui, nu lui niciodată. God says, I'll never forgive you. Dumnezeu spune, nici eu nu am să te iert, spune Dumnezeu. You know that? Știai asta? That is why many Christians don't enter into rest. De aceea mulți credincioși nu intră în odihnă. Because we have not forgiven somebody. Pentru că nu am iertat pe cineva. This is so important. Este așa de important. And I believe that this is the reason why there's so much unrest in people's minds. Și acesta e motivul pentru care este atâta neliniște în mințile oamenilor. And I believe that is the reason why some of you have some frightening dreams at night. Și motivul acesta este de asemenea pentru care mulți dintre voi aveți coșmare noaptea. Coșmare. In my early days, când eram eu tânăr, I also used to have some frightening dreams. Aveam niște vise din astea îngrozitoare. But not now. Dar acum for nu many, le mai am. Many years, de ani de zile nu mai am un coșmar. My dreams are peaceful. Visurile mele sunt pline de pace. Very often about the kingdom of God. Adesea visez la împărăția lui Dumnezeu. Because I sleep on a pillow called a good conscience. Pentru că perina pe care dorm eu se numește o conștiință curată. That's the best pillow to sleep on. Asta e cea mai bună perină pe care poți dormi. A good conscience. O conștiință curată. I've forgiven everybody in the world. I-am iertat pe toți din lume. You think nobody has harmed me? Credeți că mie nu mi-au făcut rău mulți? A servant of God is the target of Satan. Slujitorul lui Dumnezeu întotdeauna va fi o țintă lui Satan. He has used so many people to try and harm me. Și Satan a folosit atâția oameni să facă rău. I stand before God and say I have forgiven everyone. Dar stau azi înaintea lui Dumnezeu și vă mărturisesc că i-am iertat pe toți. So, I sleep peacefully at night. Așa că dorm pace, I have a Sabbath inside my heart. Și am un sabat în viața mea. It's not like the troubled sea. Nu sunt ca o mare tulburată. See this verse in Isaiah. Iată acest verset din Isaia. Isaiah chapter 57. Isaia 57. And verse 20. Cu versetul 20. Isaiah 57 verse 20. The wicked are like the tossing sea, it cannot be quiet. Waters are tossing up refuse and mud. Cei răi sunt ca marea înfuriată care nu se poate liniști și acele ape aruncă afară noroi și mâl. Like a tossing sea. Ca o mare înfuriată. All the mud from the bottom comes up. Tot mâlul de pe fundul mării iese spre afară. Says in verse 21, there is no peace, says my God, for the wicked. Și în 21 spune, cei răi nu au pace, zice Dumnezeul meu. Why is there no peace? De ce nu au Why is there no Sabbath rest? De ce n-au odihna sabatică? Because there are a whole lot of things which are not settled. Pentru că au o mulțime de lucruri în viața lor care nu le-au aranjat. Lucruri care nu le-au mărturisit. Bitterness against somebody. Au amărăciune împotriva unuia. Somebody not forgiven. N-au iertat pe cineva. Always like the mud being thrown out. Și întotdeauna ca mârlul este aruncat la suprafață. Forgive everybody. Iertați-i pe toți. And then you'll be like standing on a sea of glass. Și apoi veți sta ca pe o mare de sticlă. You want to see the opposite of this verse we just saw? Vreți să vedeți opusul acestui verset? This is how the wicked are. Așa sunt cei răi. Tossing seat. Ca și o mare înfuriată. You've seen a sea sometimes full of vreodată o mare înfuriată. Waves roaring. Cu valurile. Many people's hearts are like that. Așa sunt inimile multor oameni. Tossing about. Întotdeauna înfuriată. Worry, anxiety. Se îngrijorează. Even at night, tossing about, thinking. Până și noaptea stor creierile. No sleep at night. Nu pot dormi. That is not God's will. Nu aceasta e voia lui Dumnezeu. Sleep is one of the great gifts of God. Somnul e o mare dar al lui Dumnezeu. And if you have a good conscience, you can sleep peacefully. Dacă ai o conștiință curată, poți dormi liniștit. The opposite of this. Opusul lui. Is in Revelation 15. Este în Apocalipsa 15. And verse 2. Cu 2. It speaks here about those who overcame the beast
Vorbește aici despre cei care au biruit Duhului Anticrist. These are the righteous people standing singing the harps of God. Neprihăniții care stau și cântă la harfe înaintea lui Dumnezeu. And twice it says in this verse, verse 2. Și de două ori spune în versetul 2. Revelation 15:2. Apocalipsa 15:2. They were standing on a sea of glass. Că stăteau pe o mare de sticlă. You see this glass here? Vedeți sticla asta aici? No waves here. Nu sunt valuri. Absolutely flat. Absolut dreaptă. That is a righteous man's conscience. Asta este conștiința unui om neprihănit. We saw the wicked man's in Isaiah 57. În Isaia 57 am văzut conștiința unui om rău. Turmoil. Întotdeauna tulburat. But here is a sea like glass. Dar iată o mare ca de sticlă. Absolutely clear conscience. O conștiință absolut curată. A Sabbath rest. O odihnă de sabat. That is God's will for us. Asta e voia lui Dumnezeu pentru noi. So God says, forgive others. Și Dumnezeu spune, iertați-i pe ceilalți. Somebody, ask forgiveness. Dacă ai iertat pe cineva, dacă ai rănit pe cineva, cere iertare. Confess your sin to God. Mărturisește-ți păcatul lui Dumnezeu. And when the devil accuses you, și când diavolul te mai acuză, you can say, the blood of Jesus has cleansed me. Poți să spui, sângele lui Iisus m-a curățit. And Satan will flee from you. Și Satan va fugi de la tine. Now there are two more things I want to say. Încă două lucruri în încheiere. I'll tell you tomorrow. Vi le spun mâine. But this is enough to think about for one day. Dar ajunge pentru astăzi. Let's pray. Să ne rugăm. Let's stand up. Okay, there are a lot of prayer requests here as well. Sunt de asemenea multe bilete pentru rugăciune. Along with our prayer, we'll pray for all these prayer requests. Și împreună cu de rugăciunea de încheiere ne vom ruga și pentru aceste cauze. Let's bow our heads first. Să ne plecăm capetele întâi. And is there, first of all, is there anybody that you can remember now? Dar înainte să ne rugăm. Whom you have not forgiven. Îți amintești de cineva pe care nu l-ai iertat? Just close your eyes and think back. Închide-ți ochii și gândește-te bine. Is there anybody you have not forgiven? Este vreunul pe care nu l-ai iertat încă? I want to ask you in Jesus' name to forgive that person right now. Te rog în numele Domnului Iisus să îl ierți chiar acum. Maybe there's more than one person. Sau poate sunt mai mulți. Say, Lord, spune, Doamne, this person, omul ăsta, and this person, și acesta, and this person, și acesta, who have harmed me, care mi-a făcut atât rău, harmed my family, familiei mele, who cheated me, m-au înșelat, right now, chiar acum, as Doamne, I stand before you, stând înaintea ta, in Jesus' name, I în numele forgive Domnului Iisus, îi iert. Your burden will fall off from your heart. Și povara inimii tale va cădea. And is there somebody whom you hurt? Whom you need to go and ask forgiveness from? Sau este cineva căruia ai făcut rău și căruia trebuie să-i ceri iertare? Say, Lord, spune, Doamne, I can remember that I hurt this person. Mi-amintesc că am făcut rău acestui om. And that person. Și am rănit pe acesta. My husband. Soțul meu. My wife. Soția mea. My relative. Ruda mea. My mother-in-law. Mama, soacra mea. My daughter-in-law. Fiica mea, nora mea. I will go and ask forgiveness. Mă voi duce și vă cer iertare. At the first opportunity. Cu prima ocazie. Maybe I'll phone that person up. Sau voi suna acea persoană. Or meet that person. Și mă voi întâlni cu el. At the first opportunity, I'm going to ask forgiveness. Doamne, îți promit că la prima ocazie cer. I want to enter into rest. Pentru că vreau să intru în odihnă. I want to enter this Sabbath rest. Vreau să intru în această odihnă sabatică. Where my conscience is like a sea of glass. Unde conștiința mea va fi ca o mare de sticlă. Where I can sleep peacefully at night. Să pot dormi liniștit noaptea. I want you, Lord Jesus, to cleanse me with your blood. Doamne Iisuse, doresc ca tu să mă cureți prin păcat, prin sângele tău. So that the devil can never accuse me again. Ca diavolul să nu mai mă poată acuza niciodată. Any sin I committed in the past. De niciun păcat pe care l-am comis în trecut. It's not only covered, it's cleansed in the blood of Jesus. Păcat care nu doar a fost acoperit, a fost curățat prin sângele lui. I want to tell you the Lord is faithful to keep his word. Vreau să vă spun că Domnul este credincios să-și păstreze promisiunea lui. Tată Ceresc, we pray for those who are calling out to you right now. Ne rugăm pentru cei care strigă spre tine chiar acum. Give them an assurance that you have cleansed them. Dă-le asigurarea faptului că ai curățat, Doamne. And Lord, we pray for all these requests. Ne rugăm de asemenea pentru aceste cereri. You know what is written here. Doamne, tu le știi, le cunoști pe toate. You can read all these requests. Tu poți să le citești pe toate. There are so many needs among your people. Sunt atâtea nevoi în poporul tău. And they have expressed it in these words. Și le-au exprimat unii în aceste cuvinte.
Please read them, Lord. Te rog, Doamne, citește-le Tu. Please meet their need. Împlinește nevoile lor. Whatever their need is. Oricare ar fi ele. For healing. Nevoie de vindecare. Or maybe some financial problem. Nevoi financiare. Or some problem in their home. Sau probleme în căminele lor. Or in their place of work. Sau la lucru. I ask you in Jesus' name that you will solve their problem for them. În numele Domnului Iisus, Doamne, să le rezolvi problemele. Hear and answer our prayer. Ascultă, Doamne, și rezolvă problemele. Because you are our loving Father. Pentru că Tu ești un tată iubitor. And you give only good gifts to your children. Și dai doar daruri bune copiilor. Thank you, Lord. Îți mulțumesc, Doamne. We believe you have accepted our requests. Credem că Tu accepti cererile noastre. And all these requests that people have written on these pieces of paper. Și toate aceste cereri pe care oamenii le-au scris pe hârtie. And you will answer every one of them. Le vei răspunde fiecăruia. Forgiving our sin. Iertându-le păcate, cleansing our heart, curățându-ne inimile, and helping us to please you, și ajutându-ne să facem voia ta. We pray in Jesus' name. Ne rugăm în numele Domnului Iisus. Amen. Amen. Please be seated. Vă rog să luați.